Bună tuturor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu! Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc tuturor celor ce îmi sunteți alături și mă susțineți. Și într-o altă ordine de idei, dacă ești aici pentru prima dată și abia acum mă vezi, dacă îți place ceea ce fac, ți-aș mulțumi dacă te-ai abona, dacă ai lăsat un like, un comentariu... Ca de obicei, răgușala. Bun, într-o altă ordine de idei, cred că ăsta va fi cuvântul zilei, ce avem astăzi? După cum ați văzut și în titlu, unboxing. De data aceasta de la site-ul celor de la parfumas.ro. Înainte să deschidem cutia, vreau să vă spun că nu este pentru prima dată când eu comand de la ei. Aș putea spune că sunt deja o clientă fidelă, însă am văzut zilele trecute că ei au o promoție de o reducere de 20% la anumite produse de pe site, anumite produse, cam 80% din ce am văzut eu sunt reduse cu acest procent de 20%. Promoție valabilă până în data de 20 aprilie. Și pentru că eu am acolo un wish list foarte mare, ca de obicei, cred că nu e site de parfumuri unde care comercializează parfumuri, unde eu să nu apar cu dita mai wish list-ul, am zis să pun și eu o comandă. Ok. Să începem. Mare lucru, adică performanțe, nu vă dați seama, fiind prima impresie, nu vă pot spune, dar să vedem ce avem noi aici. Ok. Avem aici facturica. Și ele vin cam așa, ambalate, foarte bine protejate, adică câte comenzi am avut la ei, niciodată nu pot spune că, Doamne ferește, s-a întâmplat ceva cu... Aia e. Nu pot spune că s-a întâmplat ceva cu vreo comandă, cu... vreun parfum sau chestii de gen. Nu, n-am avut niciodată probleme. Sunt foarte atenți la felul în care ambalează produsele. Ok. Și vom începe. Mi-am luat pentru început o mostră de 2 ml, dacă nu mă înșel, 2-3 ml. Mostră Al Haramain Laventure Femme. Am luat mostră pentru că mă tentează foarte mult să cumpăr și varianta full size. Eu am avut Creed Aventus pentru cel de damă. Lapsus. Am tot văzut TikTok-uri și videoclipuri pe YouTube în care spuneau că acesta este Laventure Femme de la Al Haramain. Ar fi... clona perfectă pentru Creed Aventus de damă. Și am zis înainte să iau sticla full size, să vedem ce și cum. Eu am avut Creed-ul, bineînțeles l-am băut și acum plâng după el. Hai să vedem dacă găsim altă alternativă. Până se... Vreau să spun că până se usucă blotterul, mi-am făcut aici notițele, să vă spun notele. Note de vârf, bergamotă, coacăze negre, pimenta rosa, fructe de pădure, ananas. Note de mijloc, trandafir, frezie, lemn de cedru, iar în bază lemn de santal, paciuli, ambră și musc. Să vedem din toate astea, oricum de la primul puf, e tare puternic, asta e tot ce vă pot spune momentan.
Avem niște coacăze, ananas, se simte foarte bine ananasul, bergamota la fel. Un pic de trandafir, eu am o problemă cu trandafirul în parfumuri. Am o problemă destul de mare, rar găsesc un trandafir care să-mi placă. Iubesc, de exemplu, trandafirul mai afumat, cum îi spun eu, din Trezor la Nuit. La fel, tot un trandafir afumat în Nina Ricci, Extaz. Dar trandafirul de aici nu mă deranjează, e chiar plăcut. La un prim nas, ca să mă exprim așa, aș putea spune că e 85% cridul de damă. Nu-i rău, nu-i rău chiar deloc. Îl lăsăm aici. Mai departe, scrie în carte, mi-am luat de la Orientica un ulei de parfum, Sheika. Așa vine el. Eu am mai multe uleiuri de parfum de la Orientica și sunt tare mulțumită de ele. Tare, tare mulțumită. Iar în interior vine așa. Și îmi plac acestea de la Orientica. Au partea asta cauciucată, ca să mă exprim așa. Sticluța vine învelită în chestia asta. Nu știu, eu cum le trântesc în ghiozdan, în geantă, mă gândesc că asta protejează. Sticla fiind sticlă, sticlă, nu plastic. Mă gândesc că e o variantă tare bună. Ok, hai să vedem notele pentru uleiul Sheika de la Orientica. Orientica, ca o mică paranteză, e o firmă ce ține tot de Al Haramain. Așa, deci este o firmă cu produse de calitate. Eu tot ce am de la Al Haramain sunt mega încântată de ele. Bun. Notele din Orientica Sheika, note de vârf. Avem bergamotă, note verzi, cassis, coacăze negre, mijloc, iasomie, lăcrămioare, iar în bază lemn de cedru, lemn de santal, boabe tonka și vanilie. Și acum să vedem. Uleiul vine cu chestia asta tip rolon. Doamne, și ăsta e un dup. Deci nu îmi vine în cap decât manifestul de la ISL. Și ăla e. Doamne. Deci am dat 19 lei pe esența asta, da? Și 95% este manifestul de la ISL. Deci până acum toate sunt blind. Tot ce am luat, nu am testat nimic înainte, nu am idei, nu absolut nimic. Până acum tot ce am luat, sunt mega încântată. Mai departe, motivul, că nu mai am răbdare. Mai am o esență parfumată, dar nu mai am răbdare. Motivul pentru care am plasat această comandă este acest parfum. Afnan Souvenir Floral Bouquet. Vine în variantă Eau de Parfum, 100 de mililitri. Acum nu mă înjurați, o să încerc să nu vă... Ok. Vai, ce frumoasă prezentare. Deci mi se pare tare, tare fain de făcut cadou. Tare fain. Deci toată cutia, uitați ce detalii are.
Și când îl scoatem din cutie, vine așa. Da? Avem sigiliu aici. Și să vedem. Prețul normal, prețul întreg este de 175 de lei, dacă nu mă înșel, dar cu reducerea ce o au ei pe site până pe 20 aprilie, l-am achiziționat cu 140 de lei. Și acum, Doamne, deci atât am văzut parfumul acesta pe TikTok, pe YouTube, peste tot și da, deci nu cred. Nu cred, nu cred, nu cred. Pur și simplu arată ca un buchet. Da? De aici îl ținem. Doar că aici avem de fapt capacul. Tare, fain. Tare, tare. M-am luat cu prezentarea și nu am scos blotter. Ok. Ia să vedem. Peste tot toți YouTuberii, toți TikTokerii, toată lumea spune că ar fi un dup pentru Delina exclusiv. Nu l-am în colecție, Delina exclusiv nu l-am. Am detectat acolo o ușoară notă de tămâie, nici nu știu dacă e listată, dar simt așa o tămâie care pur și simplu nu îmi place, cum e blânduită, cum. Din nou, nu mă înjurați dacă sunteți fane de Lina. Știți că, de fapt, chestia asta cu parfumurile este relativă. Ce îmi place mie nu-i place lui X, ce îi place lui X nu-mi place mie. La fel cum este treaba și cu performanțele. Pielea mea poate, pH-ul pielii mele poate duce un parfum 8 ore, pe când pH-ul altei prietene îl duce același parfum 4 ore. Deci, cum e vorba aceea de gustibus. Ok, hai să vedem ce avem. Wow, super tare pulverizatorul. Vai. Îmi place. Hai să mai pulverizăm puțin. Foarte fain e pulverizatorul. E una de la Afnan, mai am la Fleur Bouquet, dacă nu mă înșel. Tot așa, dup pentru Narcotic Flower. Acela îmi place foarte mult, foarte, foarte mult. Un dup foarte reușit. Ok. Doamne, deci. Hai să vedem ce avem aici. La notele de vârf avem licii, rubarbă, bergamotă, mijloc trandafir, lăcrămioare, bujor, vanilie, bază, mosc, lemn, cașmir și ambră. Și acum să vedem ce simt eu. Bine, oricum este listat peste tot că este un floral fructat, ceea ce da, așa îl percep și eu. Ce spunea licii rubarbă. Rubarba îi dă așa o tentă, un floral fructat ușor, dar foarte, foarte puțin acrișor, ca să mă exprim așa, datorită notei de rubarbă. Bergamota, da, se simte. Trandafirul nu mă deranjează, nici din acesta. Nici din acest parfum trandafirul nu mă deranjează. Lăcrămioarele le simt. Da. Deci e atât de tineresc, atât de tineresc, nu însemnând, nu duce în latura aceea ușor juvenilă, ca să mă exprim așa. Adică un parfum, nu știu, un parfum ce l-aș vede purtat pe o categorie de vârstă de la 25 până chiar la 45 de ani. Nu este un parfum deranjant? Mosc, lemn, cașmir și ambră. Este moscat, într-adevăr, se simte moscul.
Și acum tot încerc eu să-mi reamintesc, tot răsfoiesc în memoria olfactivă, atunci când am testat eu Delina. În afară de nota aceea de tămâie, care nu mi-a plăcut cum era, combinată cu restul ingredientelor, pot spune că Delina este ușor mai dulceagă decât acest afnan, Souvenir Floral Bouquet. Dacă ar fi așa să le compar la un prim nas, da, Delina este mai dulceagă, mai fină. Vă dați seama, sunt alte ingrediente, alt stil de blenduire. De unde cred că și diferența de preț. Pe ansamblu, cred și eu cred că este un dup de 90-95% pentru Delina. Tare fainie. Chiar e un parfum reușit. Ca să nu mai spun de sticluță, deci cu trandafirii ăștia încrustați aici. Bine, nu e sticlă aici, dar e un plastic destul de tare, zic eu. Da, superb, superb. Și mai ales dacă doriți să-l faceți și așa o idee de cadou, nu. Deci prezentarea, bine, și parfumul. Chiar îmi place. Nu este nimic deranjant, nu este, ăsta cu siguranță am să-l port chiar și la vară. E foarte, foarte fain. Și mai avem Al Haramain, o esență parfumată, varianta aceasta Sig Box, arată ca un pachet de țigări. Cutia, vă arăt imediat. Din gama asta de uleiuri de la Al Haramain. Mai am încă 3 uleiuri. Și ea vine așa. Pam, pam. Și aici avem esența. Deci cred că e cel mai tare packaging pe care eu l-am la esențele parfumate. Și esența vine așa. Tot așa o sticluță cu rolon. Ce nu prea îmi place la esențele acestea de la Al Haramain, biluța aceasta este și foarte mică. Nu știu cât se vede. Este și foarte mică și am întâmpinat la una din celelalte esențe pe care le-am comandat. A trebuit să dau, să dau, să dau, pur și simplu la un moment dat mi-am zgâriat pielea. Și de atunci m-am învățat minte și fac așa cu degetul ca să nu mă mai zgârii. Nu v-am spus ce am luat aici. Am luat Al Haramain Maca. Maca? Da. Maca. Macah. Nu știu dacă are vreo legătură cu locul sfânt Meca. Maca. Al Haramain Maca. Și notele sunt note de vârf, note verzi și citrice, mijloc, iasomie, floare de portocal, căpșune, bază, ambră, balsamic, mosc, note pudrate, rășini și vanilie. Și acum să vedem, hai să dau pe mâna cealaltă. Ok. Mă duce cu gândul ușor, 70% aș putea spune, către au cei de la Montale un parfum mucalat, dacă nu mă înșel. Și 70% acolo mă duce. Notele verzi, eu una nu le percep. Note citrice, percep ceva. Ceva ce mă duce cu gândul mai degrabă la o portocală roșie, ceva de genul.
mijloc iasomie, floare de portocal, căpșune. Din tot ce listează ei în mijloc, eu percep tare bine floarea de portocal. Notă care am descoperit recent că îmi place. Nu în toate parfumurile, dar îmi place. Îmi place floarea de portocal. Căpșunele se simt și ele. Baza ambră, balsamic, este balsamic. Mosc, note pudrate, rășini, vanilie. Da, am spus, balsamic este, rășinos se simte. Nu-i rău. Nu-i rău chiar deloc. Iar ei spun că această esență, 15 ml are, ar fi unisex. Și da și nu. Nu știu, eu una, la cum o percep, aș înclina-o mai mult, iar nu-mi stă părul, aș înclina-o mai mult către partea feminină. Dar e foarte fain. Da. Am remirosit cel de la Orientica. Și da, e un ISL Manifesto în proporție de 95%, deci nu pot să cred. Din spuneam și în videoclipul trecut că sunt ușor fiartă pe uleiuri parfumate. Din tot ce am testat, Al Haramain și Orientica nu se joacă. Deci când vine vorba de esențe de parfum, cu firmele astea două, nu. Spre marea mea surprindere, la fel, foarte, foarte bune cele de la Al Rehab. Tot de pe Parfumaz, tot acolo le-am descoperit. Și am mai avut în colet două mostre gratuite, sau cadou, cum vreți voi să le spuneți, din partea lor. Am aici Afnan Supremacy Purple, pe care eu l-am avut și în variantă mare. Este un dupe foarte, foarte reușit pentru Erba Pura. Nu o să testez această mostră, o să o dau și eu la rândul meu mai departe, pentru că am avut parfumul, iar în momentul în care mai aveam un sfert din sticlă, pur și simplu nu am mai putut cu el. Deci eu nu mai pot cu mirosul de Erba Pura, tot ce ține de Erba Pura, nu mai suport, ca să mă exprim așa. Asta nu înseamnă că nu spun că este un parfum bun. Din contră, este un parfum cu performanțe nucleare, aș putea spune. Deci eu am rămas, nu mă așteptam ca din partea unui parfum arabesc, dar tot Afnan. Afnan cred că sunt super șmecheri, ca să mă exprim așa, pe dupuri și pe parfumuri cu performanțe. N-am mai putut, spuneam că n-am mai putut cu mirosul de Erba Pura, dar asta nu înseamnă că nu-l recomand. Este un parfum 95%, deci 95% clonează ADN-ul și tot de la Erba Pura. Și e genul ăla de parfum, dacă te-ai dat 3 pufuri și ai urcat în mașină, în mașina personală, da? Nu autobuz. Deși cred că și în autobuz e același efect, chiar dacă e spațiu mai mare. Pur și simplu intoxici persoana de lângă. Deci nu, n-ai cum să te dai cu Afnan Supremacy Purple și să te urci în mașină cu șoferul sau cu cineva în dreapta și încă cineva pe bancheta din spate. Nu, n-ai cum. Dacă te-ai dat 3 pufuri, e terminat. Ok, și mai avem Ohtiara Zircon. Ăsta hai să-l testăm. Blotter. La fel, din câte comenzi am pe site-ul celor de la Parfumaz, cred că am 50 de mostre de genul acesta. Ia să vedem. La
La acest AOT, iara zircon, nu mi-am scos notele, nu am scos absolut nimic. Ăsta pur și simplu. Bine. Vedem cât mai percepe nasul meu, că deja avem două esențe testate, mostra de Laventur Fem al Haramain plus Afnan. Și oricum, deja nasul meu, nu, chiar nu este indicat să testați trei parfumuri sau patru sau... Și neapărat altă greșeală care am făcut-o eu, nu mi-am adus un pahar cu apă. Chestia cu testez 10 parfumuri și stai să vezi că miros eu cafea și mi se spală mirosul, nu. N-are nicio relevanță. Cafeaua nu vă ajută cu absolut nimic când testați parfumuri. Dacă vreți să aveți un refresh, ca să mă exprim așa, beți apă. Beți apă. Ascultați-mă și beți apă. Când testați parfumuri, beți apă. Nu-i rău. Cum te numești tu, micuțule? Otiara Zircon. Nu-i rău. Mă duce așa cu gândul la... Dar nu este dup. Dar aș putea spune că face parte din familia olfactivă Dolce & Gabbana Light Blue. Pe undeva pe acolo, ca să vă faceți voi o idee. Mă repet, nu este dupe pentru Dolce & Gabbana Light Blue, dar este, îl văd eu din, ca făcând parte din aceeași categorie de familie olfactivă. Citric, musc. Nu știu, per ansamblu un parfum fresh. Eu una nu sunt mare fană parfumuri fresh, Dolce & Gabbana, de exemplu, l-am avut în colecție când eram mai micuță, ca să mă exprim așa, dar nu pot spune că a fost un parfum pe care să-l recumpăr sau să mă dea pe spate. Nu prea e genul meu. Super, super bine. Deci ăsta e super tare, uleiul ăsta de la Al Haramain. Ia să vedem, vreau blotterul de la Afnan. Unde l-am pus? Aici. Da. Deci, nenicul acesta e bombiță. E bombiță florală. A, se simte mai bine. Cred că acum a ajuns la bază, că simt o ambră frumoasă. Moscul se simte o idee mai tare. Foarte, foarte fain e. L-am luat blind și nu regret, ca să mă exprim așa. Dar pe site-ul celor de la parfumas.ro puteți să achiziționați mostre, exact cum am cumpărat eu pe aceasta de la Al Haramain, 7 lei, dacă nu mă înșel, costă. Reducerea de 20%, bineînțeles că nu se aplică și în cazul mostrelor, dar am văzut pe site foarte, foarte multe parfumuri. Afnan, Ahmed Al Maghribi, sau parcă era și unul de la Ahmed, altă casă. Deci casa Ahmed Al Maghribi e un fel de nișă arabească, ca să mă exprim așa. Am un singur parfum de la ei. Dar vedem. Wow, am vorbit deja 30 de minute. Dacă vreți să fac un clip cu toate achizițiile mele de pe Parfumas, lăsați-mi un comentariu. Dacă aveți și voi suvenir floral buchet, la fel, lăsați-mi un comentariu în comentarii. Dacă sunteți fane esențe parfumate, spuneți-mi și mie ce aveți voi. Mai dați-mi o idee pe ce să mai cheltui banii. Și încă o dată vă mulțumesc. Încă o dată, dacă sunteți pentru prima dată aici pe canalul meu și vă place ceea ce vedeți, contentul pe care îl fac eu, care cred că 90% se va baza pe parfumuri, mica mea obsesie, aș aprecia dacă v-ați abona, mi-ați lăsa un like sau
De ce nu un comentariu? Fie el bun, fie el rău, sunt deschisă atât părerilor negative, cât și celor pozitive. De ce nu? Poate voi vedeți ceva la mine sau un parfum sau o recenzie de-a mea într-un alt fel. E normal, suntem cu toții diferiți și tocmai asta ne face mai interesanți, faptul că suntem fiecare în parte diferiți. Vă îmbrățișez, vă mulțumesc și până data viitoare să mirosim frumos cu bani puțini!